Sărbătorim la Maia la mulți ani. Am venit. Am putut veni până la biserică. La tare. Mai am 12 și fac 80 și n-are rost. Mulți înainte cu sănătate și la anul dacă e nevoie vă să revin din nou. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră să aveți noroc numai de bine. Mulțumim și noastră la fel. Da. Bătrânii care au probleme de sănătate și nu au putut ajunge la slujba de bobotează de la biserică au primit de la polițiștii locali apă sfințită. Floara Calotă, o bătrână de 80 de ani, spune că în alți ani era o regulă să meargă la slujbă și apoi să ia gheazmă mare de la preot, însă din cauza vârstei nu mai poate ajunge până la biserică. Am fost eu la biserică atunci, da. Acum am mai trecut un an și putere nu mai e. Da, asta este. Bătrânețea își spune cuvântul. Directorul adjunct al poliției locale din Târgu Jiu, Florin Băluță, a declarat că această inițiativă își păstrează tradiția de aproximativ 8 ani. Aproximativ 15 persoane au primit aghiazmă în această dimineață, ne-au solicitat. În urma solicitării la Primăria Municipului Târgu Jiu, poliția locală a răspuns prompt, ne-am deplasat acasă. Este normal ca fiecare creștin ortodox să aibă în ziua de băbătează apă sfințită. Ce a motivat aceste persoane? De ce nu au putut să vină la biserică să ia apă? Din cauza vârstei, din cauza bolilor, din cauza mai multor probleme. De sănătate, bineînțeles. În acest an, 6 familii din Târgu Jiu au solicitat primăriei să le aducă aghiazmă la domiciliu pentru că nu se pot deplasa la biserici.